foarte serios, în schimb. Foarte tuiate strigile alea. Bună. Păi, doamne, mult. Uite, gătim. Bă, dar nu vă lăsați loc, hă? Mergem de ananas. Cum ești? Dacă tot ai venit, poate ți-e sete. Cum a trecut noaptea la tine? Bă, sincer, foarte bine. Asta povesteam și la ceilalți. Că, efectiv, chiar au fost bine, bine. Nu știu, eu mă uit în formă. Dragul meu, cum e pe burta goală? Foarte bine, pentru că mi-e place să stau așa, să tot timpul... Nu, un pic, că mi-a venit tura a doua de... Rămânem pe burta goală? Pe burta goală, dar... Nu mai rămânem pe burta goală, îl scoatem din emisiune, gata, nu mai băgăm. Se schimbă... A, s-a schimbat machiajul, am înțeles. Vestimentație. Da, da. Deci... După cum vedeți, pe această insulă sunt doi de Armini Coară! Vino lângă mine! Vino lângă mine! Da, urcă Armin 1 și Armin 2. Mama, poate să pe... Armin Coară nu poate cânta pe burta goală. El trebuie să aibă tot timpul ceva la mână, niște bani, trebuie să mă stimuleze cu ceva, că eu nu pot pe burta goală. Incendiar, doamnelor și domnilor, de neașteptat la podcast cu Micuțu și podcast pe burta goală cu gemenii Nicoară! Hai, Nicoară, zic cu saxofonul, tu ne vindești boala și ne-a stricat durul. Ca și tine, nu mai cântă nimeni. Hai, Armine, cântă, lumea ne ascultă. Da, ne-am făcut podcast să ridicăm spiritele aici la noi în camp. Și mi se pare o idee foarte bună. Deci pe burta goală ne cântă Nicoară. Asta este viața. Până dimineața. Exact, dragii mei. Atât de aici de pe insula cu Micuțu și Armin Nicoară. Să se știe, podcast pe burta goală, goală. La insula de 1.000.000. Publicitate. Cel mai tare podcast care a existat vreodată în istoria insulei de 1.000.000. A fost ceva, cum să zic eu, i-am făcut pe oameni să zâmbească, în primul rând, chiar dacă ei erau pe stomacul gol. I-am făcut să le placă să stea pe stomacul gol, clar. I-am făcut să înțeleagă că în momentul în care vor ajunge acasă, vor mânca. Clar, nu? Am o tragedie. Asta zic, ai dormit liniștit, ai dormit cu gânduri. Doar era întrebarea dacă cineva dorește expres. Adică să pot să iau un gondieraj. Dacă dorește expres, intră în joc. Între voi. Dacă dorește expres. Momentan nu, că ne vindecăm. Da, vă vindecați, ok. Alora! Bună ziua, prieteni! Să se știe! Stimați telespectatori, astăzi la podcast pe burta goală, echipa... Este! Bine venit! Bine v-am găsit! Vai, că l-am auzit pe Micuțu că vine la noi în camp cu microfonul lui frumos făcut dintr-un cocos și, nu știu, cred că era o scândurică sau ceva. Mi s-a părut super funny și o idee super ingenioasă și a creat așa o atmosferă foarte plăcută în campul nostru. Vai, deci, la burta goală am să vreau să-ți dai jos tricou în primul rând. Podcast pe burta goală. Dar încă n-am auzit asta. Mă întreb ceva. La noi în platou, se discută totul pe burta goală. Mă gândeam că jucăm un joc din ăla cu tricouriu de aseară. E, dacă insiști, vom face și podcast cu tricouriu de. Hai. Și la bărbați. Wow, da. Siluetă clar. La burta goală nu înseamnă doar cu interiorul gol. Și cu exteriorul, adică ori burtă goală, ori deloc. Să vedem pătrățele, pătrățel, fiecare cu ce are. Deci le arătăm tot la oameni. Păi am mâncat de dimineață orez. Așa. Cu ananas. Așa. 10 stafide. 10 stafide. Vezi că e online. Vezi că le-am numărat, da? 10 stafide. Păi da. Și unde le-ai așezat? Arată-mi și. Păi așa, într-o zonă am pus o parte. Așa, în cealaltă. Așa, și orezul. Păi nu, că alea toate sunt așa în două zone și acum orezul a intrat, da. Acum aștept. Bun, dacă ar fi cumva mâine să trebuiască să mănânci 2 litri de apă. Ce îi faci? Păi
nu știu, mă uit la tine și mă satur, sincer, că de... Aoleo, leo, leo, leo. Deci e clar, declarație de dragoste în direct. Da, într-adevăr a fost o diferență destul de mare, dar nu știu dacă s-a văzut, că ideea că de sus el mă privea direct în ochi, adică chestia asta mi-a plăcut foarte mult la el. Deci, în dragoste, spune-mi dacă va fi nevoie să împărțim apa, câtă apă vrei să-ți dau ție și câtă să-mi iau eu din 5 litri? Da, apă, bei tu și mâncarea mi-o dai mie. Bravo, iubire, e gata, perfect, aplauze pentru cea mai cea dintre cele mai cele. Eu aveam emoții că mă uitam așa la... Deci îmi capta pur și simplu atenția și nu știam ce să-i răspund. Dar a fost o chestie faină. Aplauze pentru prietenii noștri! Și nu uitați, podcast pe Burta Goală va continua. Publicitate. În zilele următoare, toți cei ce ne privesc vor fi, cum să zic eu, fascinați de mega studioul din junglă, Jungle Studio. Va fi ceva extraordinar, ceva meravilios. Ei mi-au dat, cum ar veni, mi-au rezolvat puzzle-ul, așa, puzzle. Știi, mi-au pus piesele acolo în ordine. Da? Și chiar mi s-a părut o idee foarte bună. Acum eu am zis că mai iau în considerare, la fel și persoane care doresc expres, de exemplu, la Sodici, au fost expres care au vrut să intre la competiție. Oricât s-ar elimina de la ei, adică oricât din tabăra aceea vor fi eliminați, roata tot de partea lor este, pentru că brățara rămâne tot la ei și numărul de pe brățară tot la ei. Și le spune că trebuie să le împrumutăm bucătărea asta. Dacă vreți, mergeți care vă aveți. Nu mergem toți, mergem câțiva, că nu... Da. Cine merge? Hai că merg eu, Mariu. Ha. Mergeți. Ne face și nouă o tartă de aia sau o plăcintă. Dar le dăm acetat de tot sau? Da, da. Ei ne-au dat ferestrău de ne-au dat tot ferestrău, sau? Ne-au, da, ne-au dat ferestrău. De tot? Le-a dat de tot, da. Ah, bun. Hai. E cu condiția să ne împrumutem aceta, dar noi cum suntem în oameni. Ok. Le dăm. Așa o să le dăm aceta de tot. Crezi că se bucură? Bă, cred că o să bucure taică de când vânează o macetă de la noi. Ei au încercat să negocieze, sau? Da, n-au niciuna, niciuna. Mamă. Și au tot încercat să vâneze prin negocieri, că bă, hai, poate vă dăm aia, poate vă dăm aia la altă, că nu mai așteptăm să mai negociem, uite, ne ducem noi și vedem ce vă trebuie, să vă descurcați, dar să aveți grijă să nu vă morți între voi, că am auzit puțin tonurile ridicate pe acolo, pe la prin tempuri. Adevărat, adevărat. Hai să vedem, să vedem cum ne primesc. Cum reacționează, da. Cui dăm aceta? Bă, mă gândeam să, dacă e Slizzard în prima linie, da, să mergem la el. O ții la spate? Sau? Dar cred că tot se vede. Da, nu, lasă, venim așa pe agresivitatea. Fiecare trebuie să aibă grijă de campul lui. Normal. Fiecare trebuie să aștepte ca oricine poate să plece, adică să mute în alt camp. Fiecare să aștepte că în orice zi poate intra la competiție. Ideea e în felul următor. Până la competiție, păstrezi tabăra, când ești în competiție, ești doar tu. Da, exact. Cel mai bun să câștige, eu la fel am zis și lor. Au înțeles și ei greșit faptul că vreau să concurez cu ei. Silar, vino puțin. V-am adus un cadou la toți din partea noastră. Asta, da. Nu vrem nimic în schimb. Asta. O dacă mai aveți nevoie, o să avem și nevoie. Dacă vreți să ne ajutați și pune cu promisiunea părească cu mai devreme. Cu ce? Cu? Să vă împrumutăm și noi. Doamna voastră care se pricepe la... Hai! Nu, frate, stați așa, stați așa. Băi, adu-i maceta la... Aici trebuie să vorbiți cu primarul. Deci... Domnule primar, aveți cuvântul. Așa, nu, veniți frumos cu cereri, primar, că eu cuvântul l-am oricum, îți dai seama. Ați făcut cereri scrise? Da, normal. Fiți atenți cum vă dau, da? În perfectă stare. Pe lângă perfectă stare este foarte veselă, tot așa să mi-o aduceți. Observăm, observăm. Șefa noastră, te rugăm. Gata, avem acetă, avem acetă. Da, dacă vrea să rămână la noi, în tablă, ce face? Dacă mai aveți nevoie. Vin cu macetă după voi. Da, veniți ca aici. Da, voi aveți pilă? Da, ce-am avut pilă? Pilă pentru macetă. Nu, dar ne descurcăm. Dacă aveți nevoie de pilă, veniți la noi și... Păi venim direct cu maceta. Da, și o ascuteți și...
avem. Hai. Dar nu jucați aici. Mulțumim, frate, mulțumim de suflet. Mulțumim mult. Mulțumim și oricând, oricând să știți că o să folosim la concurs. Ne ajutăm fără doar să așa trebuie, da? Să la urmă, forță și onoare. Păi nu că în zi, în meci așa intrăm direct, în arena cu asta intrăm, ca să nu mai să nu mai avem nimeni cu astea ne provoace, exact. Abia aștept să vă spectacol. Mulțumim frumos. Da, s-a dat și bine, adică. Absolut. Renata. Mersi fain. Pa, pa. Mulțumim frumos. Ok, acum că am o întrebare. La o formulă mixtă, cine ați vedea? Jaguarul, că oricum îi place competiția. Okay. Aș băga pe Filip, că tot s-a discutat că primește a doua șansă, păi atunci să o arate, okay, la a doua șansă. Aș băga pe Iulian. Bucătarul. Păi de așa un pic, vreau un mix. Ah, mix. Ok. Atunci îl scot pe Filip, atunci nu va fi Filip de data asta, okay, și îl pun pe Iulian. Da. Iar de la fete aș pune pe Alexandra. Și pe lista mea era Izabela, da. Ia uitați cu ce am venit. Nu vă așteptați, nu? Ah, ok. Bine venit. Deci, ideea cu Isabela, da, este o chestie de a intra. Pentru că, ca persoană, nici mie nu mi-a plăcut din prima, de asta o și spun. Pentru că, din prima, am văzut-o deja cu o strategie care, nu știu, nu prea îmi plac mie chestia asta și atunci, da, ar fi o chestie. Nu zic că-i bătând cu ei, dar, da, îi de a intra în joc. Legat de alegerile pe care le va face Andrei astăzi, cred că tabăra mea este salvată, să spun așa. Cred că are ceva idei despre cealaltă tabără. O să fie un mixt, probabil, două fete, doi băieți, așa cred eu. Dacă pui eu un minut îmi trebuie pe foc. Da, două secunde. Și asta se dublează. Și apoi o să le arăt la fete când să facă una, știi? Și apoi mai flipte, nu legule, ia vezi, destul, așa? Hai bun. Și cât trebuie să stea asta? Dacă îi punem la soare, dacă vreți rapid să o facem la soare, cam într-o jumătate de oră. Nu te lăsa. Nu te lăsa, scuiper. Dai. Apasă-l, ventilație. Merge. Bravo, bă, bine. Bravo. Perfect. Galeria. Bun, v-am lăsat. Bravo, mersi pentru că ai venit. Mersi. Pa. Având în vedere că urmează o zi foarte încărcată, vom afla la panou care sunt nominalizările lui Andrei. Avem încredere în Andrei că a făcut alegerile destul de inteligent, dar sper să nu avem surprize. Crabi. Și bine ar vedea să fie crabi. Poate reușim să prindem și pește. Tu rapid să întorci dacă să... Ai ce m-a intrat cu mâna. Așa, nu așa. Au, eu prind așa. Așa. Mie mi s-o se rupă de aia. Nu, acum asta stă perfect. Asta. No, perfect. Așa, bun. Vă descurcați? Da. Mulțumim frumos. Doamne ajută. Mulțumim. Da. Picuțu, ia, pune în capăt ca să dăm cap la cap, scândură. Da, asta o frumos trebuie. Pune scândură. Pune cap la cap și atunci. Pune așa, voi de acolo. Le punem toate până la... Da, după ăla de acolo vă luați. Luați-vă după ăla din capăt. Da. Ăla de aici. Auzi, nu, nu, nu. Nu, nu, nu. E de ajuns, suficient. Așa, ăștia trebuie ridicat. Ăsta trebuie ridicat. Asta e cea mai bună masa noastră de când suntem aici. Adică cea mai consistentă masă de când suntem noi aici. Cam ăsta e nivelul de trai. Cred că o să mâncăm ce nu ne-am imaginat vreodată că o să mâncăm. Sau că poate fi gătit.
și Izabela e, are un procent mare acolo. Da. Ea e șcufric un pic să intre la doi ani. Da, știi că na... Dar de ce? Normal, nu trebuie să aștepte la chestia asta. Bineînțeles. Eu știu și la cealaltă variantă, tot așa au fost. Când au fost acum fetele, la fel, era un pic cu frică așa că o să fie. Cel puțin când nu mergi la panou, era cu frică că... Dă-ți seama, na, se simte vizată și atunci cumva tot timpul stă așa ca pe ace, știi? Da, na, până la urmă e pregătită, o să se pregătească dacă nu se... Na, știi cum e. Fiecare poate, o să ajungem acolo. Poate, și... până la urmă e dracu. Dacă tot așa e pregătit. Vedem, vedem ce o să fie, na. Dar nu știu, bine, da.